Sunt artiști iubiți și cunoscuți de o lume întreagă. Piesele lor sunt fredonate în întreaga lume și rare ori se întâmplă să-i vezi în afara scenei. Dar colega mea, Virginia Usicu, corespondent al FNews, i-a surprins și în alte ipostaze. Bună, Virginia! Ce artiști muzicali au lăsat pentru o clipă muzica deoparte pentru a desfășura și alte activități? Deși piesele sale sunt fredonate de toți îndrăgostiții din lume, nimeni nu s-ar fi așteptat să-l vadă pe Ed Sheeran pe terenul de fotbal. Cântărețul în vârstă de 30 de ani a fost inclus în topul în echipa Ipswich Town din League One, reprezentând a treia ligă engleză pe care îi și sponsorizează. El a primit deja echipamentul cu numărul 17 din partea clubului. Se pare că totul a pornit de la faptul că Ed este un fan înrăit al echipei și a acceptat propunerea de a deveni sponsor al tricourilor acestora. Fanii pot să stea liniștiți pentru că rolul său este unul strict de imagine. El a declarat într-un interviu pentru BBC că este mândru de sprijinul pe care îl acordă echipei sale favorite. El are o echipă favorită, eu am un artist favorit și uite că Ed Sheeran este unul dintre ei. Nu m-am așteptat la această mișcare, dar este una foarte frumoasă. Spune-mi ce alte vedete au alte activități de genul ăsta. Tamara, uite, un alt artist este Rita Ora. Ei bine, și ea, când nu se află pe scenă, face campanii de fashion pentru branduri de încălțăminte. Ultima colaborare pe care a avut-o a fost cea cu Joe Dazzle, o campanie de primăvară. Și Rihanna, la fel, ce-i drept, dacă am stat deoparte de lumina reflectoarelor în ultima perioadă, dar nu departe de fanii săi care i-au urmărit fiecare mișcare sau activitate pe Instagram. Rihanna și-a focusat atenția pe brandul ei de cosmetice Fenty Beauty și pe colecția sa de haine. În tot acest timp a creat campanii peste campanii. Ultima sa campanie pentru care a folosit femei cu forme de motociclete, The Caramel Curves.